Începem. Bună seara tuturor, dacă sunteți gata. Aș vrea înainte de orice să mulțumim tuturor cetățenilor români care astăzi, înfruntând o vreme potrivnică din punct de vedere meteorologic, și-au exercitat dreptul de vot. Ei au arătat încă o dată că sunt conștienți de acest lucru major, dreptul de vot liber, care este esența democrației și care face diferența fundamentală între viața politică actuală și vremurile dinainte de 1989. Drept pentru care atâția s-au luptat, pentru care atâția s-au sacrificat. Le mulțumesc din suflet tuturor celor care au dat votul lor Uniunii Social-Liberale. Vă mulțumim, dragi concetățeni, și vă spunem încă o dată că fără dumneavoastră, cei care astăzi ne-ați dat votul, Uniunea Socială nu ar fi existat, Uniunea Socială Liberală nu ar fi rezistat. Anul 2012 a fost într-adevăr anul victoriei. Este victoria dumneavoastră în primul rând, o victorie obținută greu, cu încredere, cu tenacitate, cu răbdare. De la înființarea Uniunii Social-Liberale și până astăzi am fost ținta tuturor diversiunilor, tuturor calomniilor, tuturor injuriilor, tuturor intrigilor. Ne-am păstrat unitatea, ne-am sporit unitatea pentru că v-am avut mereu în spatele nostru, alături de noi, pe dumneavoastră. Pentru că știm încrederea pe care v-ați pus-o în noi, pentru că știm care vă sunt așteptările și aspirațiile. Votul de astăzi înseamnă nu doar victoria unei formațiuni politice. Este într-adevăr cel mai mare scor politic pe care o alianță l-a obținut din 1990 până astăzi. Dar este mai mult decât atât. Acest vot este victoria împotriva regimului Băsescu cu tot ceea ce a însemnat el. Acest vot pe care îl vom analiza atunci când toate voturile vor fi, desigur, numărate, dar care nu mai poate fi pus la îndoială după rezultatele exit poll-urilor ca fiind expresia unei voințe de majoritate absolută a alegătorilor români care s-au exprimat, acest vot îi ia dreptul sau ia posibilitatea lui Traian Băsescu de a se mai juca cu destinul dumneavoastră al tuturor. Acest vot este sentința dreaptă, definitivă, irevocabilă, pe care ați dat-o regimului Băsescu. Anul 2012 a fost anul victoriei împotriva regimului Băsescu și anul 2013 trebuie să fie anul victoriei împotriva crizei, împotriva sărăciei, împotriva stagnării. Vă mulțumesc încă o dată tuturor votanților Uniunii Social-Liberale, mulțumesc în calitate de copreședinte al acestei Uniuni tuturor liderilor locali din toate partidele Uniunii Social-Liberale, tuturor candidaților, tuturor celor care s-au implicat în această campanie. Le mulțumesc și asigur că împreună pornim la ceea ce este greu, dar ceea ce este proiectul nostru. România puternică, România încrezătoare în destinul ei, românii cu un destin demn de toate așteptările și de toate speranțele dumneavoastră. În fine, un ultim cuvânt din partea mea pentru ceea ce a fost încă o ieșire complet irresponsabilă și dăunătoare a acestei țări, a lui Traian Băsescu ieri, a lui Traian Ungureanu azi. Ieri, sâmbătă, atunci când nimeni nu mai făcea campanie electorală, Traian Băsescu a mințit din nou, a mințit în mod josnic și în mod ticălos pentru această țară. Îi asigurăm pe toți cetățenii României, nu doar pe cei care n-au votat, că programul Uniunii Social-Liberale înseamnă consolidarea și restabilirea statului de drept în România, înseamnă democrație, înseamnă orientare majoră de politică externă a României pe baza marilor sale realizări care sunt
apartenența la NATO, apartenența la Uniunea Europeană. Aceste mari realizări nu sunt ale lui Traian Băsescu. Partidele noastre, care sunt azi în Uniunea Social-Liberală, au făcut enorm pentru ca ele să fie posibile și politica externă a Uniunii Social-Liberale va avea drept puncte cardinale aceste orientări. În al doilea rând, l-am văzut azi pe Traian Ungureanu, care vorbea făcând apel la cetățenii dintr-o parte doar a țării să salveze, citez, țara de teleormanizare. Sunt mândru că sunt candidat și probabil senator de Teleorman, sunt mândru că cetățenii din Teleorman au venit într-un număr mare la vot, dovedindu-se buni cetățeni. Dar România este întreagă. Teleormănenii sunt români ca și ardelenii. Pentru această unitate a țării s-a vărsat sânge și au construit generații. Apelul aberant la scindarea țării în funcție de opțiune politică sau alta este o iresponsabilitate de grad maxim. Putem să pierdem alegeri și am pierdut toți sperând alegeri. Nu putem rupe România în funcție de votul pe care unii sau alții îl dau. Îl salut acolo la Târgu Jiu pe actualul și pe viitor premier al României, Victor Ponta. Nu mai e niciun dubiu, premierul României va fi Victor Ponta. Le mulțumesc tuturor colegilor mei și în special celor care sunt alături de mine, fondatorii Uniunii Social-Liberale, președintele Daniel Constantin, secretarul general PSD Liviu Dragnea, omul care a condus în acest an toate campaniile electorale victorioase ale Uniunii Social-Liberale și rog să vi se adreseze. Bună seara! Este poate cea mai importantă seară din viața Uniunii Social-Liberale și cred că cea mai importantă zi din viața României de după 1989. Proiectul politic numit Uniunea Social-Liberală și-a îndeplinit astăzi obiectivul. Uniunea Social-Liberală a repurtat astăzi o victorie categorică, o victorie după o luptă care a început tot pe vreme grea, dacă vă amintiți, la începutul acestui an, în piața universității, atunci când am avut zăpadă și se încheie în această seară pe o vreme extrem de dificilă în toată țara. În primul rând, gândul nostru pleacă către toți aceia care au înfruntat această vreme, au venit astăzi într-un procent mai mare la vot decât în anul 2008, pentru a se lupta, așa cum spunea și domnul Antonescu, cu acest regim care poartă numele Traian Băsescu. Este astăzi, dacă vreți, victoria unui proiect politic numit Uniunea Social-Liberală, care are la bază încrederea și cooperarea între liderii politici și între cei din ce în ce mai mulți care au format Uniunea Social-Liberală, împotriva unui alt proiect politic care, din păcate, nu are la bază decât politica de dezbinare. Cred că în acest an, și am speranța că în acest an, toți românii vor avea un Crăciun liniștit. Până de Crăciun sper să avem un guvern al Uniunii Social-Liberale, un Crăciun fericit pentru fiecare familie în parte, fără să fie dominat de lupte politice și de această politică a dezbinării, o politică, din păcate, care ne-a dominat în acești ani, în acești 8 ani de zile, din 2004 și până în prezent. Așa să ne ajute Dumnezeu! Bună seara! Mă aflu aici ca reprezentant USL, PSD, dar și ca reprezentant al județului Teleorman. Am condus campaniile electorale timp de un an de zile. Totul a început în ianuarie, în piața universității, a continuat cu debarcarea guvernului Boc, cu debarcarea guvernului Ungureanu, cu cele 7,4 milioane de voturi de la referendum și s-a încheiat astăzi cu această victorie zdrobitoare. A fost un an marcat de dezbinare, un an marcat de ură, un an marcat de conflicte și sper ca zilele următoare să fie marcate de înțelepciune și nu de ură. Cei care au pierdut să înțeleagă ce s-a întâmplat cu ei, cei care au câștigat să înțeleagă ce responsabilități au și cred că și președintele Traian Băsescu va avea suficiente resurse să dea dovadă de înțelepciune și premierul propus de USL, adică Victor Ponta, să fie cel desemnat în așa fel încât să înceapă cât mai rapid construcția bugetului și reconstrucția României. În final, vreau să vă spun că sunt mândru că fac parte din cel mai îndrăznesc proiect politic de după Revoluție, să le mulțumesc domnului Crin Antonescu, Daniel Constantin și Victor Ponta
pentru minunata colaborare pe care am avut-o în acest an. Vă mulțumesc și vă doresc o seară bună. Pe parcursul acestei nopți sper să vă dau de la sediu PSD rezultatele parțiale pe măsură ce ele vin din teritoriu. Ce se întâmplă în momentul ăsta, speranța dumneavoastră nu se îndeplinește și anume președintele, va refuza într-un fel sau altul numele Victor? Eu sunt absolut convins că nu vom ajunge la situația aia. Sunt absolut convins că și președintele Traian Băsescu înțelege situația prin care trece România și înțelege că România nu mai poate suporta continuarea unui război care nu aduce câștigători. Până la urmă pierd toți românii din această situație. Astăzi românii au hotărât, vor majoritate USL, vor guvern USL cu prim-ministru Victor Ponta. Mulțumim!